Pentru a vinde o tabletă pe Android, producătorii actuali trebuie să vină într-adevăr cu ceva unic. Oricâte Android-uri nu ar sta pe rafturi, oricum tragem cu coada ochiului spre iPad-uri. Lenovo încearcă pentru a doua oară să ne prezinte o tabletă mai neobișnuită. Una care o poți înina în cui și mai nou cu care poți tăia chiar și brânză. Bă, e bună. Seria Yoga Tab de anul trecut a tras multe priviri datorită designului unic, care se începea foarte îngust dintr-o parte și ajungea sub formă de tub la celălalt capăt. Tableta este pe jumătate făcută din metal și pe jumătate din plastic. Partea de jos tinde să se zgârie cu timpul, așa că am luat la o plimbare și o husă, ci că tot de la Lenovo. Foarte comod, apropo, și dacă vi se pare că Yoga arată prea simplu, husa cred că o să îi redea o altă nuanță. Totuși, la exterior nu s-a schimbat mai nimic, doar butonul de pornire a devenit mai tactil și mai robust, iar pe aceeași parte s-au alăturat și butoanele de volum. Deci, care este partea bună la Yoga Tab 2? Unele greșeli de anul trecut au fost luate în considerare și modelul de anul ăsta este unul din cele mai bune la capitolul consum multimedia. Ecranul de la prima generație nu era din cele mai bune. O rezoluție joasă și doar 149 de pixeli pe un inch. Acum, în schimb, avem un Full HD cu 224 care se poziționează la nivelul tabletelor de top de la Samsung și Apple. Imaginea este generată de o matrice IPS ce oferă unghiuri de vizualizare bune și culori bine balansate. Totodată, diagonala de 10,1 inch este ceva mai mare decât la restul tabletelor de pe piață, așa că experiența de la vizionatul filmelor e ceea ce trebuie. Următorul avantaj care face din Yoga cea mai perfectă tabletă pentru multimedia este desigur acest kickstand, care îți permite să privești filme sau să navighezi pe net foarte comod, indiferent că ții tableta într-o mână sau pe burtă. Mai nou, aceasta poate fi atârnată și de un cui. Și apropo, atenție la marginile kickstand-ului, pentru că ai impresia că poți tăia legume pentru salată cu acesta. Brânza, noi o avem deja. Un lucru care și așa era ok la prima generație este sunetul. Difuzoarele acum sună și mai bine, chiar și la frecvențe joase. Iar spre deosebire de orice altă tabletă cu speakere frontale, la Yoga Tab nu ai cum să le astupi, datorită poziționării într-adevăr bine gândite. La fel, aici avem prezente mai multe setări de la Dolby care permit o experiență și mai bună. Asta dacă te pricepi. Dacă tot vorbim despre o tabletă foarte bună pentru multimedia, păi autonomia nu ar trebui să fie o problemă. Datorită acestui tub mare, cei de la Lenovo au reușit să înghesuie acolo două baterii care împreună au 9600 de mAh și pot ține tableta în funcțiune 3 zile fără probleme. La versiunile Pro, la capătul acestui tub unde se află bateria, mai există încă și un mini proiector. Chestie super interesantă, păcat că doar la versiunile Pro. Însă la Yoga Tab 2 nu este totul chiar atât de roz și frumos. Mă așteptam să văd ceva mai multă performanță pe acest model. Înăuntru avem un quad-core de la Intel care încă nu e optimizat îndeajuns. Memoria operativă e de 2 GB, iar cea internă de 16 plus un card microSD de până la 64. Tot în spate, lângă slotul pentru SD, se află și cartela SIM la versiunile LTE. Revenind la performanțe, acestea în combinație cu sistemul frânează. Operațiunile foarte rapide și dorința de a deschide cât mai rapid totul va crea o senzație că pe alocuri tableta nu își face treaba. Bine că măcar în jocuri totul e ok. Sistemul în continuare nu e cel mai drăguț din toate. În schimb avem deja un Action Center, asemănător la ghiciți voi cine. Totodată aici a apărut un fel de regim multi-window unde poți adăuga până la 4 ferestre și cel mai interesant este că sunt foarte ușor de ajustat. Nu este chiar interesant faptul că această funcție este suportată de doar câteva aplicații. La fel există opțiuni care ajustează ecranul în dependență de orientarea acestuia, iar toate acestea rulează pe deasupra versiunii 4.4.2 de Android. Și ceva îmi spune că versiunea 5.0 nu este pe aproape. Camerele din față și spate au fost plasate la Yoga Tab 2 exact în cele mai incomode locuri. Spre exemplu, la cea din spate, dacă ai kickstand-ul desfăcut, aceasta va intra în cadru. Iar dacă la cea din spate cam nu prea era loc unde o pune, atunci faptul că cea din față stă într-o margine nu îl pot explica nicicum. Despre calitatea lor, mă rog, e o tabletă. Pentru fotografiat cărți de vizită și vorbit pe Skype, sunt ok.
Tragem linie, deci, și avem o astfel de tabletă. Cam înceată, multe bug-uri care vor irita power userii de prinși ca totul să se deschidă înainte să apese. În schimb, avem un design combinat cu utilitate care nu se aseamănă cu nicio tabletă de pe piață. Nu știu de ce, dar la prima generație nu dădeam atâtea laude acestui stand. Acum însă, după ce am folosit mai multe tablete fără astfel de posibilitate, îmi dau seama că într-adevăr prinde bine. Tableta poate fi manevrată cu ușurință și pe verticală și pe orizontală și în regim de tapare, display-ul este cu mult mai bun, la fel ca și sunetul. Sperăm ca măcar la anul să găsim un procesor mai bine optimizat cu sistemul. În rest, se merită. Cam asta a fost totul pentru azi, noi vă mulțumim pentru atenție, nu uitați de subscribe și în comentarii lăsați-ne părerea despre acest gadget. Voi a fost Vico, toate bune!